și bine v am găsit la un nou episod de Clash Royale în care vom reacționa la noul update. Știți bine că o să vină, după cum observați, ce scrie acolo Clash Royale Clan Wars 2. O să vină un update uh, cam ca anunțat update-ul acesta de o lună, chiar de două luni, parcă sau de o lună, nu mai știu sigur. În fine, în câteva zile o să vină update-ul cu Clan Wars 2. Nu știu în ce măsură o să schimbe Clash Royale-ul sau uh, o să-l readucă la viață pentru că absolut nu a schimbat nimic pe partea de matchmaking, la battle, când ai battle sau să te joci sau și mai departe decât la clanuri. O să vedeți uh, despre ce despre ce informații avem și despre ce se vorbește. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă ajutați și mai susțineți seria de Clash Dacă mai e cineva care joacă Clash Royale, să lase în secțiunea de comentarii. Dacă cumva după update-ul acesta se va apuca cineva sau încă mai continuă să joace. Asta e întrebarea mea pe care o pun și vreau să mă lăsați în secțiunea de comentarii pe lângă faptul că foarte mulți lăsați cu respect și spuneți respect, respect, respect. Lăsați un lucru și un comentariu bun ca să-l notez cu inimioară, nu, respect, respect, pentru că atunci, practic, când văd o să de comentarii cu respect, la ce să mai dau inimioară când, efectiv, scrieți același lucru. În fine, follow pe Instagram la Madalin, 23, codul Madalin pe shop și pe Royale puteți să faceți chestia asta și haideți să-i dăm drumul, o să reacționăm. Deci, Royale Clan Wars 2, cum o să funcționeze și TV Royal Update News. O să dau pe... Să dăm subtitrele on și hai să vedem. Deci zice așa, în videoul acesta o să explicăm uh, detaliat ce o să fie exact în Clan Wars 2. După cum observați, mapa o să fie schimbată, practic, o să fie o barcă. Adică, cred că în momentul în care tu te vei bate, U, barcă, barcă, dar sunt și aceste tunuri care tunurile au un elixir sub ele. Foarte interesant. Și uitați-vă, efectiv, trag din două părți, adică dacă tu te duci aici, practic tragi și tunul de pe mijloc și tunul din dreapta. Au 5973 HP, damage încă nu știm cât damage poate să dea. Dar cred că odată ce vei bate toate aceste trei turnuri, vei câștiga meciul. Ce știți bine că erau două turnuri în total meci, de fapt nu două turnuri, erau trei turnuri, dar efectiv tu trebuia să te duci pe un turn. Acum sunt trei turnuri puse în aceeași poziție. Back, ok, aici fam, world, deja Seth, știm pe set și pe Drew. Cel mai mare update și cel mai așteptat, nu știu ce să zic, rămâne de văzut. Ce e, drept e că pe jocul acesta nu am mai adăugat absolut nimic nou, cred că de mai bine de jumătate de an, dacă spun așa, pe lângă faptul că am adăugat o legendară sau o carte nouă, în fine, dar nimic special pe partea de battle, pe partea de arenă, decât un pes royal și atât, nimic mai mult, pe royal acela care îți dă un emote, un schimb pe tower și schimbă puțin designul arenei. Rest absolut nimic, a rămas același joc, de acum 3 ani, 4 ani, eu nu știu când a fost lansat, oricum e un joc de 3 ani și ceva. Dar, un, un lucru o să-l vedeți mai târziu, nu știu dacă va avea legătură cu cel de pe Brawl Stars, adică dacă pe Brawl Stars o să avem în viitorul apropiat sau îndepărtat și sper să fie cât mai apropiat o să avem Club Wars, o să vedeți imediat despre ce vorbesc. Deci vedeți o să fie uh, o apă foarte gigantică Gen, practic, tu pleci de acolo de jos. Dați așa, deci de aici, tu pleci de aici de jos cu barca și te vei bate, vei trece pe apa aceasta. Și pe dreapta și pe stânga vor fi game modurile, adică unde te vei bate tu. Vedeți? Efectiv, și pe dreapta și pe stânga sunt ca tu să ajungi la chestul acesta, iar prima barca care va ajunge la chest va avea gen chest de locul 1, de locul 2, locul 3, locul 4. Îți dai seama că primul loc va avea cele, cele mai multe de worduri în chest, locul 2 mai puține decât locul, oricum o să vedeți imediat cum să explice chestia asta. Și trebuie să strângi o mie, o mie, o mie de, de... de nu am văzut bine, medalii sau ce erau. Win the river race, ok. Most fame, deci acelea sunt fame-uri, cum se traduce fame? După o mică, după o mică. După o mică căutare, fame se traduce faimă. Deci tu trebuie să strângi cât mai multă faimă, în total o 1000, ca să ajungi până la final. Dar faima asta mi se pare că poți să și o pierzi. And week, deci, in which, each week, clan will race to be the first one to reach that war gate. Race to be the first one to reach that war gate and get the biggest prize for their clan. If you're the first clan to reach the war gate, You unlock huge rewards for the whole of your Exactly vă spuneam on. Even if you're not first, keep racing because the second place chest is better than the third place chest, which is better than the fourth and fifth place chest. yeah. chest. E la mintea cocoșilor, adică e clar, exact cum vă spuneam eu, locul 1, uh, gen chestul de locul 1 va fi mai bun decât chestul de pe locul 2, dar uh, chestul de pe locul 2 va fi mai bun decât chestul de pe locul 3 și așa mai departe. So, <laughs> dar e sens să, so să mai spun și eu ce lași lucru. Work? Well, on the riverbank there will be river tasks Exact ce vă spuneam, cu câte duci pe apă, pe dreapta și pe stânga vei avea, vei avea river task-uri, adică game moduri în care te vei bate. War Dex no și nu o să mai fie ca acum cu No Collection Day sau No War Day. Practic o să te bați în continuu, chestia asta va, va dura în continuu. So în Clan Wars 2, we're giving you complete control over the four War you build.

When there's a river task to complete, say for example a 1v1 battle, you will use one of your war decks to complete that task. Once you've completed that river task, whether you win or lose, you will have used up that deck and it goes on a cooldown. Ok, deci odată ce te vei juca cu un anumit deck, și vei câștiga sau nu știu dacă nici n am citit bine dacă și dacă vei pierde, o să ai un cooldown. Nu te vei mai putea juca cu încă un deck. Te vei juca cu celelalte Some cu care ai jucat. And whether you win or lose, that deck is used up for the day and you'll have to wait till tomorrow to use it again. Mamă, trebuie să mai aștept o zi ca să mai joci încă o dată decul. Dar am văzut acolo că erau 3 ore și ceva. Cum n-ai bani cu o zi? Da, așa, n-am văzut eu bine, ba, dar 3 ore 46. Daily cooldown. Foarte interesantă chestia asta. Oricum, singurul lucru pe care mai mult ca sigur o să o să-l avem, cred eu, uh, acel YouTuber, gen creatorii de conținut, o să avem uh, să prezentăm update-ul, cum este și pe Brawl Stars, înainte să se bage și așa mai departe. Nu avem o dată exactă când va fi adăugat acest update de pe Clash Royale, dar sperăm că putem să-l arătăm înainte și să ne dea mai multe informații pentru diferi creatori de conținut ca să arătăm. So the best thing you can do for your clan is play all of your war decks day. De deci să joci în fiecare zi the main același lucru. Deci, ăsta este primul game mode, vrea să zică 1v1 battle that you know already you've been doing them for years. Adică 1v1 and normal. Un game normal, cum este în arena. Are the three main river tasks are. Da, ok. Duelu, new best of free mod, duel, new best of, adică primul care, aaa, de ce duel? De da, exemplu, cel, cel care va ajunge la primul la 2 va câștiga, sau gen ori 2-0, ori 2-1, 2-2 nu new se poate best face. Of mode, da, 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 best of free. And both battles brand new gameplay in PvP. PvE type environment. Brand new gameplay in a PvE type of environment where you can attack the other boats directly and stop their progress. Yeah, so that's actually one of the cool things. Okay, am înțeles. Trebuie să bas turnul acela. Damage the enemy clan boats that you're racing against and stop them from progressing down the river. Poți să dai și damage. Foarte interesantă chestia asta. Deci chiar dacă e locul not, tu poți să dai damage. This also leads us onto the next river task, which is the boatyard. If Mamă, încă un game mode, River Task, boatyard. If your clan boat gets taken out by another clan, uuu, și trebuie să o repari. Trebuie să te duci neapărat acolo să dai cu ciocanul acela și mi se pare că tu la fel este un game mode în care trebuie să joci și să câștigi ca să repar barca. Și vei sta pe loc, practic, până nu o repari. Mamă, cum o să fie. Deci o să mai vină un videoclip. Deci clar o să mai vină un videoclip după cum observați aici. So completing a river task gains you fame. Da, odată ce completezi o să ai faima. Faima este succesul clanului. Nu știu ce a vrut să zică cu cuvântul acela Mes mesurit. Mesured. Asta este ce voiam să vă spun. Oare? Adică vedeți bine Frank, Super Sir Ryan și Dani? Adică... Ce caută ei pe Clash că ei sunt cu Brawl stars no, Nu pot să înțeleg absolut deloc chestia asta, probabil că după cum și după numărul de urmăritori de pe Twitter Și nu înțeleg de ce ar pune aici Adică contează foarte mult numărul de urmăritori Sau câți urmăritori aici sau așa mai departe Dar e foarte interesant un lucru că nu și caută băieții mei de pe produsul asta aici pe plejial the more hype your crew gets and the faster your boat will go down that river. Whether you win or lose, you'll gain gold and fame. But of course, winning is going to earn you more gold and more fame. Bineînțeles că this goes your clan dacă game, câștigi faci și mai, mai mult. Your clan boat up the river. Not every river task is going to require you to use a war deck. Deci nu fiecare game mode va avea nevoie de un de, de, uh, gen de decul acela pe care îl faci tu. Opa! Fii atent aici, asta dacă nu mă înșel că joc și am început să joc Clash of Clans, este de pe Clash of Clans. Da, uite că și spune. The Trader from Clash of Clans. Cuneva era... eu îi spuneam paladin gin, nu știu. Bine, nu prea aduce cu gin de pe de pe Brawl Stars, dar în fine. Și tu, fii atent aici, The Trader offer oferă variety of trade every single day. Simple. Foarte tare, bro. Acum, da, dacă eu sunt full maxat, la ce mă ajută chestia asta? Oare mă ajută chestia asta din simplu fapt, gen, te ajută doar pentru or? Sau ca să iau eu ca să maxez? Pentru că eu sunt full maxat, frate, adică am contul full maxat. Nu știu la ce... Ok, e de distracție, clar. Un update nou în care te joci și faci diferite chestii. Și pentru voi care nu sunteți maxat și poate că n-ați băgat bani mai deloc în joc. Dar pentru mine care sunt full maxat, Goldu și cărțile mu ajută la absolut nimic. <fie> Singurul care să ajute un clan sau un club, clan 2, nu clan, că club e pe broșa Opa, opa. Ia să vedem aici. Also coming in the update is a change to Clan War Season. In o să fie Clan War Season. Two. In Clan Wars 2 season will consist, of several rival Seasons will consist of several river races. At the end of the river races, your clan will reach the Clan War. Oh my god! Your clan will reach the Clan Wars Colosseum. This is where Clan War Leagues will take place. Și o să fie deci practic o să introducă și Ligi Da, o să vină un videoclip Nou, nu vor să spun acum tot Exact ce vă spuneam, luna aceasta va fi Clan wars -o? Deci o să mai vină un videoclip foarte, foarte curând Luna aceasta Dar, uh, collection de day and war are no more. more. Ah, asta. <laughs> asta mai spun o <laughs> ce se întâmplă. În fine, cam asta a fost, gen a fost primul TV Royal, așa se numește TV Royal, practic este Brawl Tal cu de pe Brawl Stars. Primele informații despre Clan Wars 2. Nu știu. Lăsați în secțiunea de comentarii pe lângă faptul să-mi spuneți dacă mă jucați Clash Royale, ce părere aveți despre update-ul ăsta, dacă va readuce la viață jocul sau dacă nu-l va readuce la viață, eu sper... Bă, distractiv nu știu în ce măsură. Distractiv, jocurile multiplayer nu prea sunt, pentru că e competitivitatea foarte mare, dar, bă, măcar să mai faci și tu ceva nou, adică nu același lucru în fiecare zi, să joci la Collection Day, să joci, să dai 1v1 și așa mai departe. Pentru cei care cunosc Clash Aluncă. În fine, dacă vă apucă, nu uitați de butonul de like și de abonare și sper să vină foarte curând. Prima dată trebuie să vină încă un videoclip cu TV Royal să spună despre World League și despre game modul acela pe care nu ni l-a spus încă, că sunt patru game moduri de fapt și i-au spus de 3 game moduri, dacă nu mă înșel. Și ulterior a spus că luna aceasta nu știu dacă o să vină o dată cu update-ul de, de, pe Brawl Stars, dar să vină. În fine, toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!